Acțiunea noastră este menită să promoveze în cadrul Zilei Agriculturii produsele tradiționale române și așa cum știm bine, este necesar ca în alimentația noastră fructele, legumele să joace un rol primordial și în primul rând să promovăm produsele românești care în ultima perioadă, deși au o valoare, sunt lăsate mai pe urmă de către cumpărători datorită faptului că nu întotdeauna ele arată super bine cum sunt celelalte proveniente din import. Așa cum bine știți, Partidul Conservator se implică foarte mult în problemele agriculturii și datorită faptului că domnul președinte Constantin este ministrul agriculturii și în permanență prin măsurile luate se caută ca să fie ajutat efectiv țăranul, micii fermieri, ținând cont de faptul că Partidul Conservator este un partid care promovează mica inițiativă. De unde v-ați aprovizionat cu produse? Păi, aprovizionarea cu produse este clar din agricultura românească. Așa. Și din județul Giurgiu. Ferma este alături de noi aici, de la Adunații Cupăceni, ferma la Moșie, care este prezentă pe piața județului și în o parte din marile angrouri cu produse românești cultivate și crescute în județul Giurgiu. Numele complet și funcția în cadrul acesta. Marius Ciocoiu, președinte executiv al Partidului Conservator, filiala Giurgiu. Bună ziua, din partea Partidului Conservator. Nu vreau, mersi. Hai să fac... Partea Partidului Conservator. Și eu mulțumesc. Da, ne vedeți. Ziua, din partea Partidului Conservator, cu ocazia zilei recoltei. Bună ziua, consumați produse autohtone? Da. Cum vi se pare această inițiativă? Bună. Mulțumim, sănătate. Partea Partidului Conservator. Vă mulțumesc. Bună ziua. Nu vrei? Da, mulțumim. Ce cantitate de ieri? Am uitat să-ți. Vă rog, mă duc la cutea și mă trebuie sănătate. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Dau la nepotică. Ia și tu un măr. Hai, ia și un măr, domnul amica. Nu eu! Nu vrei, n-are dinți. E. Supărarea care curmuia nărea, e foc să nu mai fie dăros. Prin tine și bune și rău ne-am întâlnit. Bocatea din ei recoltei, romul omul merișor și bocatea aceasta, și dacă aveți o plăcere, care doriți dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos și o zi plăcută! La revedere! Atunci când este nevoie, a tinerilor care în sezonul estival fac baie în diferite zone neamenajate ale Dunării. Și țin la acest proiect, vreau mod obligatoriu să-l introducem pe, în bugetele Consiliului Județean de preferință, da? Și dumnealui are niște argumente, are un ponton amenajat pe canalul Dunării, pentru care i-am propus anul trecut această afacere și având mult mai multe
calități complementare. Sunt convins că putem face un parteneriat ca să realizăm acest serviciu absolut necesar Giurgiului, indiferent că vorbim de ora sau de județ. E inadmisibil ca în fiecare an să moară 2, 3, 5 tineri și toată lumea să spună că nu e problema lui, nu are responsabilități. Așa că, din păcate, astea sunt toate scenariile sau toate argumentele care nu ne ajută să tragem o concluzie și să nominalizăm persoanele care vor candida. Da. Multe salutări domnului Nicolae Barbu, îi țin pumni în administrația municipiului. Păi dumneavoastră, sper că v-a plăcut cafeaua sau cert, nu? Să știți că aici, data viitoare, vă invit să stați aici. Vă rog frumos. Contract. De aceea vă spuneam că acest investitor n-a fost unul corect. Pe bună dreptate, primăria a cerut să arate capabilitate de a mai furniza acest serviciu. Și li se răspunde, în 7-9-2011, de către domnul director Cepraga, director general al SCUT-ului, că datorită faptului că are datorii la bugetul statului, datorită faptului că există popriri pe conturi și sechestru pe active, el nu mai poate furniza serviciu. Tot pe 7, primăria le răspunde că dacă sunt de acord să renunțe la acel contract de delegare, și pe 12, CET-ul îi anunță SCUT-ul, cu acel acționariat 100% privat, îi anunță că renunță unilateral la contractul de delegare și că nu îi mai interesează. Exista o clauză în contractul inițial care spunea că mai poate fi prelungit maxim 3 luni. Ei duc contractul în forma aceasta ambiguă, deci unii renunță, unii acceptă renunțarea, și îl duc până în decembrie fără să încheie niciun act. Dar în tot acest timp să fac două licitații. În sfârșit, în decembrie 2011, se face actul adițional în care spune, conform contractului, că SCUT-ul mai poate să ducă maxim 3 luni, că sunt de acord cu rezilierea, și urmează cea de-a treia etapă a licitației. La prima etapă a participat tot Global Energy, la a doua tot Global Energy, iar legea spune că dacă la două participă același și nu mai vin alții, la a treia intră pe negociere directă. Și ne aflăm în februarie 2012 la negociere directă. Vă spuneam că domnul Cepraga toate hârtiile le-a semnat în calitate de director general la SCUT SA și membru în Consiliul de Administrație. Există o hârtie din iunie 2011 în care el era membru în Consiliul de Administrație la Energy, la Global Energy, firma aceasta nouă, puiuțul ăsta nou făcut, are același acționariat ca și Global 2000 și domnul Cepraga este tot director general în firma asta și tot membru în Consiliul de Administrație. Deci dânsul era în amândouă. De ce s-a înființat Global Energy? Fiindcă la începutul 2012, Global Internațional 2000, ca acționarul majoritar din SCUT, intră în faliment. Și procedura își urmează cursul, acum deja este stabilită falimentul. Drept urmare și SCUT-ul, care are acționariat globalul, care este în faliment, acțiunile lui SCUT se duc și ele la masa credală a celui care este în faliment. Eu am impresia că fostul primar a știut lucrurile acestea, fiindcă a luat măsura aceea bună de a nu le mai da contractul. Drept urmare, în februarie 2012,
Fiind termenul la cea de-a treia licitație și nemai având altă șansă, găsește o chichiță. Consiliul Județean le trimite o adresă că trebuie să facă inventarierea patrimoniului Consiliului Județean, acestui activ care aparținea Consiliului Județean și nu se mai făcuse de mult. Inventarierea patrimoniului se suprapune cu licitația și se anulează licitația pe acest motiv, că nu s-a făcut inventarierea patrimoniului.